Dragii mei, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim un chec de lămâie foarte pufos și foarte fraged. Rețeta este una foarte ușoară, rapidă și fără cântar. De aceea, pentru a măsura ingredientele, nu este neapărat necesar un cântar. Putem să măsurăm aceste ingrediente cu cana și cu lingura. Rămâneți până la final pentru a vedea prepararea acestui delicios chec de lămâie și între timp vă puteți abona și la canal dacă încă nu ați făcut-o și dacă vă plac rețetele mele și puteți să-i dați un like acestui video la final dacă v-a plăcut. Lista cu ingredientele necesare o puteți vedea atât aici pe imagine, cât și în descrierea acestui videoclip unde aveți link-ul către rețeta scrisă. Începem cu ouăle, trebuie să le separăm albușurile de gălbenușuri, albușurile le punem într-un bol mai mare, iar gălbenușurile într-unul mai mic. Peste gălbenușuri punem praful de sare și le batem cu o furculiță pentru a le omogeniza. Le dăm deoparte în timp ce ne vom ocupa de albușuri, în acest timp sarea va accentua și mai mult culoarea gălbenușurilor. Mixăm albușurile până vom obține o spumă tare ca de bezea. Când sunt pe jumătate bătute, începem să adăugăm treptat și zahărul în timp ce mixăm. Pentru cei care nu consumă zahăr tos în mod normal, din motive de sănătate, cum ar fi diabetul sau alte probleme, trebuie să vă spun că și acest chec se poate pregăti fără acest zahăr tos. Puteți să puneți orice alt tip de îndulcitor. Eu la majoritatea checurilor folosesc zahărul de mesteacă, dar dacă vi se pare că este foarte scump, puteți să-l înlocuiți cu zaharină sau stevie, atât în picături cât și în praf. Așa trebuie să arate albușurile la final. După cum vedeți, s-au mixat foarte bine. Când ridicăm cârligele de la mixer, se formează țurțuri. Le dăm deoparte deocamdată și ne ocupăm de gălbenușuri. După cum puteți observa, și-au accentuat culoarea, le mai batem foarte puțin cu furculița. Iar în continuare, fără să curățăm cârligele de la mixer, vom începe să mixăm albușurile, adăugând treptat și uleiul. După ce am incorporat foarte bine uleiul, adăugăm și iaurtul și continuăm să mixăm. Punem și coaja rasă de la cele două lămâi. Și la sfârșit și zeama de lămâie. Mai mixăm încă puțin pentru a fi foarte bine incorporată. Acum începem să adăugăm din albușul peste gălbenușul. Așa vom introduce un pic de aer și în această compoziție. Amestecăm ușor cu spatula pentru a încorpora albușurile. Veți vedea cum treptat gălbenușurile se vor transforma într-o compoziție foarte pufoasă. Adăugăm aproximativ jumătate din cantitatea de albușuri peste gălbenușul. Când aceasta a devenit destul de pufoasă și s-a aerat, putem să o adăugăm în castronul cel mare unde avem albușurile. Continuăm să amestecăm cu spatula, cu mișcări lungi și circulare, de jos în sus, pentru a nu pierde foarte mult aer din compoziție, până când se vor omogeniza albușurile cu gălbenușurile. În continuare vom cerne cana de făină peste această compoziție, o vom cerne de două ori și o vom încorpora tot așa cu ajutorul spatulei. Tot aici vom adăuga și lingura de praf de copt. Mulți dintre voi vă veți întreba de ce am mai adăugat și praful de copt dacă am bătut spumă albușurile. Trebuie să vă spun că sunt o iubitoare a checurilor, atât pentru a le pregăti cât și pentru a le mânca. Și întotdeauna încerc să găsesc noi texturi și noi gusturi. Stau și gândesc bine ingredientele și le măsor, după care pun rețeta în practică. Iar dacă aceasta este reușită, vă arăt și vouă, bineînțeles. Revenind la acest chec, după cum vă spuneam, am pus praful de copt pentru că doresc ca el să iasă mult mai fraged. După cum ați văzut, eu la acest chec nu am folosit alte arome decât coaja rasă de lămâie și zeama de la jumătate de lămâie.
deoarece am vrut să-l fac exact cu gustul acela de lămâie. Dar voi, dacă doriți, puteți să puneți și altfel de arome. După ce am terminat de încorporat și făina, putem să punem această compoziție de chec în tavă. Eu am pregătit tava înainte, am tapetat-o cu hârtie de copt. În cazul în care nu aveți această hârtie de copt, puteți să ungeți tava cu puțin unt și să o tapetați cu făină. Întindem bine compoziția în tavă, după cum vedeți este foarte pufoasă. Eu am oprit puțină în castron, peste care voi adăuga o linguriță de cacao cernută și voi amesteca foarte bine pentru a o încorpora. Eu am folosit cacao pentru că îi va da un gust foarte bun checului și de asemenea și un aspect foarte plăcut. Dar dacă nu doriți să puneți cacao, puteți să-l lăsați pur și simplu așa. Distribuim compoziția cu cacao pe toată lungimea checului. Iar după aceea o amestecăm cu compoziția albă cu ajutorul unei furculițe sau unei linguri. Punem checul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius sau 356 grade Fahrenheit cu căldură sus și jos pentru aproximativ 35-40 de minute. Depinzând de fiecare cuptor, poate sta mai mult sau mai puțin. Al meu a stat fix 40 de minute la cuptor. Și după ce am oprit cuptorul, l-am mai lăsat în interior încă 10 minute cu ușa întredeschisă. După aceea putem să-l scoatem pe un grătar, înlăturăm și hârtia de copt și îl lăsăm să se răcească complet. Iar când s-a răcit, putem să îl decorăm și cu puțin zahăr pudră, dacă dorim. Dacă nu, putem să-l lăsăm pur și simplu așa, pentru că el oricum are un aspect foarte plăcut. Iar acum haideți să tăiem câteva felii pentru a vedea cum este și în interior. Uitați cât de bine arată! Se vede foarte frumos și cacaua și trebuie să vă spun că are o textură atât de fină, pufoasă și este extraordinar de fraged. Eu nu am mai rezistat și l-am încercat imediat și trebuie să vă spun că are un gust extraordinar de bun. Este un deliciu. Trebuie să-l încercați și voi neapărat pentru că sunt sigură că vă va încânta atât gustul cât și aroma. Și după cum ați văzut, rețeta este foarte simplă și cu ingrediente la îndemâna oricui. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share, subscribe. Mă puteți urmări de asemenea și în rețelele sociale, vă voi lăsa link-urile în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă aștept și la rețeta următoare, aveți grijă de voi și numai bine!